aici ca să... Ce faci, mă? Eu am întrebat ce deputat vine la salonul de frumusețe. Ce deputat vine la salonul de frumusețe? Nu, băi, deja, băi, prost! Nu vreți să-mi spuneți? Cum vă numiți, domnule? Sunteți plătiți din banii noștri. Cine vine la salonul de frumusețe? A cui e mașina RM07? Nu vreți să-mi spuneți? Sunteți plătiți din banii noștri. Și dumneavoastră și deputatul pe care l-ați adus la salonul de frumusețe. Și dacă țiganul-s rău? Ești parfum. Și dacă sparșivă-s rău? Eu v-am întrebat, cine a venit cu mașina asta la salonul de frumusețe? V-am întrebat ceva ilegal? De ce m-a agresat? O să răspundeți, știți că o să rămâneți fără lucru din cauza asta? E cam greu, după 40 de ani. Deci nu vreți să spuneți cine sunteți și de ce m-a agresat. Sunteți șofer pe mașina asta? Da, mă interesează. Sunteți plătit din banii noștri. Deci cine e deputat care a venit la salonul de frumusețe cu mașina asta? Ori să chem poliție să ne lămurim acum pe loc, să fac un proces verbal. Nu, nu mă duc, eu sun chiar acum. 112, că e gratuit. S-a terminat ziua mea de muncă, gata.